Tovarășe Baștan, cum vă simțiți după a patra săritură din ziua de astăzi? Mă simt obosit, pentru că dar totuși, în evenimentele din decembrie 89 am fost noi, peste 2000, instituția am fost de apărați de parașutiști. Recordul noastră probabil că nu se va opri aici. Sigur, am cunoscut se va opri aici. Oameni de mare fac acum calitate. O tentativă, lucrez pentru o parașutare de la 10.000 de metri. Că ai avut un reportaj sau un serial de reportaje la un moment dat cu cel care a fost generalul parașutiștilor Baștan. Și filmul ăsta are povestea lui, ce tânăr eram pe atunci, aveam vreo 30 și ceva de ani și am citit într-un almanac că trăiește recordmanul de parașutiști al României, care se chema Traian Dumitrescu Popa și care sărise vreo 3.000 de metri și ceva cu parașuta. M-am dus să-l cunosc și el mi-a spus: domnule, eu sunt recordmanul României, într-adevăr, dar este unul mai nebun ca mine, care este colonelul Baștan, era colonel pe atunci, comandantul trupelor de parașutiști de la Buzău. Și dacă vrei să facem un film cu adevărat, îl contactez eu pe Baștan și facem film. Pe scurt, l-am contactat pe Baștan, a fost foarte bucuros și am realizat filmul care se chema Ștafetă în văzduh, pentru că am aflat foarte repede de la Baștan că tocmai se pregătea să doboare recordul fostului său profesor și vrea să sară de la 10.000 de metri. Se trebuia o mască specială de oxigen, da, pentru că ar fi sărit de mult, altminteri sărea și din stratosferă, atât era de curajos și, cum spunea profesorul lui, de nebun. Nebun în sensul frumos al cuvântului. Tovarășe Baștan, cum vă simțiți după a patra săritură din ziua de astăzi?